Nu am emoții și nu se apropie de final. Ce spune Chioveși cu decembrie 2014 este incorect. În decembrie, de fapt în noiembrie 2014, într-adevăr, e o prescripție, dar de fapt nu e prescripție, pleacă Băsescu. Dacă la asta se referă. Doamna Chioveși a făcut o mare, mare greșeală ca procuror. La ora actuală CSM-ul va trebui să analizeze dacă trebuie sancționată și dacă se pune problema excluderii din magistratură. Un magistrat nu are voie, prin regulament și prin lege, să se pronunțe asupra dosarelor care sunt în curs de judecare. Nu are voie. Așa scrie acolo. Și dacă doamna procuror încalcă legea, va trebui să răspundă ca oricare dintre noi. A spus că expiră în 2014 și nu expiră în 2014. Expiră în 2017, în 2023, depinde de analize, de... Ca atare, 2014 nu a avut decât sensul să pună presiune pe doamna judecător, pe completul actual, să se grăbească. Asta a fost singura idee. De unde și cum, motivele, interesul doamnei Chioveși și trebuie să stabilească CSM-ul. M-am uitat pe CV-ul doamnei judecător Camelia Bogdan și am văzut că e documentată, e preocupată de studiu, are foarte multe comunicări, lucrări și specializată în spălarea banilor. Am mare încredere că, fiind specializată în spălarea banilor, va fi în măsură să vadă cum mi-am spălat eu banii cu proprii bani. Cine e cu 60 de milioane? Cine a zis? Tu ia, vină încă un pic, vină un pic. Stai, bă, lasă el, tu ai afirmat, nu? Nu vrei să o iei tu, măi? Dă-mi 150.000 de dolari mâine, în cont, că lucrez numai prin bancă, și ia-o tu, băi. Eu nu sunt oligat să iau proprietățile statului. Păi la 60 de milioane cu 150.000, ai văzut că și judecătorul... Păi ce, oligar și iau proprietățile statului? Asta e de... Ce pregătire ai? Jurnalist. Jurnalist? Da. Oligarhii iau proprietățile statului. Mai gândește-te un pic, măi.